sunteți la UMFST Live. Universitatea noastră se bucură de prezența unui oaspete din Canada, un cercetător pasionat de chimie medicală și dezvoltare de noi medicamente, care susține o serie de cursuri și workshop-uri în domeniul moleculelor terapeutice, care se adresează cadrelor didactice și doctoranzilor interesați de cercetare în acest domeniu. Este vorba despre domnul doctor Mihai Burai Pătrașcu de la Universitatea Molecular Forecaster din Montreal, Canada, pe care ne bucurăm foarte mult să-l avem alături de noi și mulțumim frumos că se află în această seară cu noi. Și o să discutăm despre cariera domnului doctor, despre domeniile principale de interes. Vom vedea ce recomandări are pentru studenți și tinerii cercetători și vom vedea și cum mi se pare universitatea până acum. Bună seara! seara domnule doctor, bine ați venit în studioul UMFST Live și bine ați venit la UMFST. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mult drag ne bucurăm că v-ați făcut timp să fiți și uh, alături de noi la o emisiune. Uh, dar pentru început, aș vrea să vă rog să vă faceți o scurtă prezentare, astfel încât să vă cunoască mai bine cei care ne urmăresc acum. Sigur. Eu sunt de loc din Timișoara, născut, crescut, mă rog, toți pașii până la liceu și absolut la liceului tot în Timișoara. Am absolvit liceul în 2012, după ce am plecat în Germania cu o bursă pentru studiile de licență. am făcut licența în chimie până în anul 2015, iar în 2015 am primit o ofertă de doctorat din Canada de la Universitatea McGill, tot în chimie, și atunci am plecat, și de atunci sunt tot în Canada, din 2015. Ați rămas în Canada. Da. Care sunt principalele domenii care vă pasionează și pe care le urmați în cercetările pe care le faceți? Eu am fost în principal pasionat încă din facultate de combinarea științelor informatice și chimia medicinală sau chimia medicală, um, pentru că, în, mă rog, acum 10 ani când am început eu să văd această combinare, nu prea se făcea în Germania, în România nici nu mai vorbesc și atunci de aia am ales să plec în Canada pentru că acolo e un pol foarte important pentru această integrare a informaticii în știință. Și atunci eu pe asta mi-am făcut doctoratul. Mi-am făcut uh, doctoratul în chimie medicinală computațională, unde foloseam calculatoare și dezvoltare de software pentru probleme de chimie. Um, după aceea am ales să rămân la o companie care face tot cam aceleași lucruri, partea asta de se cheamă in silico drug discovery deci um, descoperire de medicamente noi in silico pe calculator uh, și de aceea am zis că e o oportunitate bună pentru că în România nu prea se se lucrează în acest domeniu e o oportunitate bună să vin aici la UMFST și să încerc din puținele mele cunoștințe să um, să colaborez cu colegii mei de aici de la UMFST și să îi învăț chestii pe care și eu le-am deprins în timpul doctoratului și în timpul cercetării mele. Ce înseamnă mai exact munca unui cercetător în domeniul chimiei medicale și al dezvoltării de noi molecule terapeutice? Uh, foarte bună întrebare. Uh, ca să fac o analogie, e ca munca de detectiv. Pentru că noi ce facem acolo, de obicei, să um, dau un exemplu, vine cineva la noi cu o țintă nouă proteică și ne spune. Noi știm că proteina respectivă e implicată într-o anumită boală, fie că e cancer, boli neurodegenerative, nu contează, noi suntem agnostici din punctul ăsta de vedere. Și ne spune, bun, proteina asta e importantă, cum facem să dezvoltăm molecule noi care se leagă de această proteină pentru a, a atenua simptome, pentru a vindeca o boală. Și atunci, noi ce facem e munca asta de detectiv. Încercăm să vedem um, ce fel de interacțiuni sunt importante pentru proteina respectivă, în ce um, fenomene fiziologice e implicată și ce fel de molecule putem noi să folosim pentru a stopa acțiunea acelei proteine sau expresia acelei proteine. Și atunci e un. E un drum așa foarte. Um, ca și cum mai merge printr-o pădure foarte deasă. Și atunci trebuie să mergi pas cu pas, să vezi exact um, ce poți să faci ca să construiești pe baza acelei ținte proteice și ca să încerci să, să descoperi aceste molecule noi. Da. Despre programul pe care l-ați avut, la aveți de fapt în continuare la CCMF, să ne spuneți așa, mai pe înțelesul tuturor, practic ce s-a întâmplat în aceste două, trei săptămâni? La început, prima săptămână, am acoperit doar așa niște concepte de bază, mă rog, majoritatea colegilor mei care vin la seminarii sunt profesori și conferențiari șef de lucrări care știu majoritatea acestor concepte dar și chestiuni mai mai de actualitate cam ce se face în industrie unde nu sunt informații atât de publice sau mă rog e puțin mai greu să le să le găsești iar după aceea acum avem partea de partea practică de workshop unde luăm lucrăm pe un caz specific o țintă proteică și facem tot procesul de descoperire de molecule noi începând de la început, de la bază. Avem ținta proteică, știm ce fel de molecule vrem să, să dezvoltăm și atunci facem toți pașii împreună, toată lumea vine cu laptopurile, suntem așa foarte... E un cadru foarte liniștit, foarte colaborativ și să știți că îmi place foarte mult ce am găsit aici și mă rog, infrastructură, dotări, dar și um, abilitățile cercetătorilor și dorința de a învăța și dorința de muncă. Există foarte mult aici și mă bucur foarte, foarte mult. Să înțelegem că veți mai reveni dacă se va mai. Eu sper, da. dacă, dacă mă invitați, iar vin, cu siguranță, și cu cea mai mare plăcere. Noi avem un program de chimie medicală în cadrul Facultății de Farmacie și poate că ar fi o ocazie bună să le transmiteți viitorilor, studenți, celor care se gândesc și cochetează cu ideea de a urma acest program de studii, de ce ar trebui să studieze chimia medicală? Sfatul meu pentru studenți în general e să fie curios și să nu se plafoneze. E foarte ușor și înțeleg, pentru că au mult de lucru, în special la facultatea de medicină. Au foarte mult de lucru, foarte mult de învățat, multe examene, trebuie să meargă și în clinică. E greu să îți dedici timpul pe partea asta de cercetare. Dar e un domeniu extrem de bine dezvoltat în vest, cel puțin, și e un domeniu de viitor. Pentru că tot timpul vor exista boli, tot timpul vor exista oameni bolnavi, și atunci, pentru aceste boli, care, mă rog, vedeți că și în cancer, încă nu sunt uh, tratamente care vindecă cancerul în mod complet. Și atunci există tot timpul această oportunitate de a lucra pe lucruri noi. Nu te plictisești. Eu nu mă plictisesc. Eu mi-am spus mie că în momentul în care o să mă plictisesc și nu o să mai-mi placă ce fac. Îmi dau demisia și m-am mutat în munți. <laughs> nu, mă mai, nu mai stau la discuții. Și atunci, e un domeniu de viitor și un domeniu în care nu te plictisești. Tot timpul ai ceva nou de învățat, de făcut, de dezvoltat. Uh, mie asta îmi place. Uh, iar studenților de aici de la chimie medicală le spun să fie dornici de muncă. Pentru că fără poți să ai tot talentul din lume. O vorbă uh, din străbuni spune: Născut talent, murit speranță. Uh, multă dorință de muncă și de a învăța. Uh, nimeni nu e născut învățat și eu am învățat pe parcurs. Eu le spun tuturor celor care sunt interesați să mă asculte, așa în general. Eu am învățat chimie la doctorat. Deci tot ce învățasem eu de atunci, uh, mă rog, bazele, evident le, le, le aveam dar cum se face cercetare um, cum să caut chestii asta e foarte important în special în generația noastră unde toată informație uh, le poți găsi pe Google trebuie să înveți cum să cauți uh, lucrurile care te interesează și lucrurile care sunt relevante pentru cercetare, pentru mă rog um, dar da, eu am învățat chimie la doctorat Um, și am învățat multă chimie într-un timp foarte scurt. Și dar... nu a fost greu? Adică e a o întrebare fost... retorică, desigur că a fost greu. Da, A fost greu la început, dar sistemul, sistemul de învățământ din Vest, cel puțin din Canada, uh, e următorul și în special la cercetare. Te simți ieșit complet din decor când începi să faci cercetarea pentru că nu știi nimic și înțelegi cât de multe nu știi tu. Dar chestia faină e că nimeni altcineva n-a lucrat în domeniul respectiv sau nu s-a uitat la problema respectivă. Deci tot să ieși din decor și atunci tu tiptil, tiptil, încet, încet, încerci să faci puțină lumină în domeniul respectiv, ceea ce mie mi s-a părut grozav la început și acum mi se pare. Um, și atunci dacă ai oameni care te sprijină, dacă ai oameni care te învață și care își care fac timp pentru tine, atunci ai, e greu din punct de vedere, mă rog, al chestiunilor de învățat, pentru că sunt chestiuni destul de avansate, dar e și foarte, să zic așa, fulfilling, ca și te simți bine Implinit. învățând, în da, exact. Cum a început colaborarea cu universitatea noastră? Eu am fost și încă sunt membru al unei platforme de mentorat, se cheamă BioMentor Hub. E o platformă începută de cercetători din România, pentru cercetători din România și din diaspora. Um, și eu sunt parte a acestei platforme de mentorat de vreo 2 ani de zile, să zic. Am mai ținut și cursuri online la UVT, am mai avut și am avut și elevi de liceu interesați să-mi pun întrebări, am avut întâlniri pe Zoom. Uh, și așa m-a găsit doamna profesor Manu de la CCMF prin intermediul acestei platforme, pentru că ea era interesată um, să pună bazele unui um, proiect de dezvoltare de medicamente in silico aici la CCMF. Și așa m-a găsit, uh, găsit prin cadrul acestei platforme și mi-a scris un e-mail dacă aș fi interesat. Da, acesta e un proiect de mobilitate. Dacă și fi interesat să vin într-un stadiu, <gângânt> și eu i-am răspuns doar vin. <gânt> nu m-a interesat de aplicație și așa am zis că eu tot timpul am vrut uh, să-mi pun uh, cunoștințele la, la um, interesul celor care vor să învețe. Pe mine nu mă interesează. Poate să fie și român, poate să fie și oricine e doritor să învețe. Eu îl ajung cu cel mai mare drag. Buneți că ați avut discuții despre posibile viitoare proiecte. Dacă ne puteți dezvălui și nou câteva dintre obiectivele pe care le-ați trasat, și ce va urma, ce va mai urma, mă refer la proiecte în care să fie implicată și Universitatea. Absolut. Aici am găsit oameni doritori de muncă și cu idei foarte bune. Problema e că ne fiind implicat în, mă refer din partea universității, în acest domeniu e destul de greu să încerc să scriu un proiect care să acopere toate chestiunile necesare pentru un asemenea proiect din Silico. Și atunci, și acum, vă, pentru că atunci când vin la, la cursuri și la workshop-uri, au idei din ce în ce mai multe profesorii și vor să discutăm și după pe cazuri specifice și pe cercetarea lor, și atunci eu îmi ofer, mă rog, gândurile și cum gândesc eu aceste chestii. Și să știți că sunt deja două, trei care au început să se creioneze destul de, destul de bine în acest punct de vedere, și cred că e o, o situație în care pot fi duse ca și proiecte destul de mari. Și atunci, din nou, vă zic eu ajut cu cea mai mare plăcere și în partea asta de dezvoltare de proiect, și în partea de muncă propriu zisă pentru că odată ce le arăt cum se face, mă rog, cum fac eu, eu nu dețin adevărul absolut, nu, nu zic că metoda mea e cea mai bună, e metoda pe care eu am deprins-o din an de experiență, an de practică um, și sunt liber, eu le trasez așa un, un drum și sunt liber să exploreze în, între acei parametri. Um, și să nu, nu, vreau să dau din casă, din casă, dar nu vreau să dau din casă pentru că nu vreau, mă rog, știți cum e cu concurența și așa, uh, dar să știți că vor fi. Și eu am speranțe foarte mari pentru centru de aici, CCAMF, F, uh, și pentru facultatea de farmacie și pentru mine chestiunea cea mai importantă e chestiunea de interdisciplinaritate. Pentru că există, din nou, și nu mă, nu mă supăr că repet, dar există oameni foarte bine pregătiți, există oameni cu dorință de muncă și cu idei. Problema e că la noi, și asta e o problemă de mentalitate în general la noi, la români, eu fac singur. Mie nu -mi trebuie ajutorul nimănui, eu fac pe calea mea, mă rog, că sunt alte, alte chestiuni ce țin de, de colaborare și așa mai departe. Dar, din ce am văzut, odată ce îi aduce împreună în acea sală și își dau seama că au interese comune și își dau seama că au uh, idei foarte similare și au din nou, dorința de muncă. Atunci e minunat, să vezi cum schimbă idei, cum schimbă păreri și așa începe, așa încep colaborările de la discuții foarte informale până la creionarea unui proiect. Uh, și aplicarea pentru granturi și fonduri. Eu vorbeam uh, înainte să începem emisiunea despre, despre campus, despre infrastructură. Uh, cum vi se pare, cum descrieți infrastructura de cercetare, uh, cea didactică, din ce ați putut să vedeți până acum? Am putut să văd foarte multe, <laughs> că am, avut foarte multe întâlniri și oameni dornici de, uh, de întâlniri. Din punct de vedere al infrastructurii, uh, UMFST stă bine. Are câteva lacune în, mă rog, mai mult parte de, să zicem, sinteză organică și sinteză de compuși, uh, dar aici intervin și uh, accesarea de fonduri. Dar, mă rog, fondurile la minister cu greu pentru infrastructură, fonduri europene durează. Și chiar azi am o întâlnire la Departamentul de Proiecte Europene. Ca să vedem cum putem, chiar i-am -am rugat pe colegii mei de la farmacie, de la CCMF, să-mi facă liste cu instrumente care le lipsesc. Și eu mă duc și până în pânzele albe mă zbat ca să obțină aceste instrumente, pentru că trebuie pentru cercetare. Nu poți să faci cercetare fără să ai instrumentari de bază. Pentru că nu poți să publici, sunt anumite publicații de, cu factori de impact mare care îți cer anumite spectre, anumite analize și dacă tu nu poți să le faci, din star nu poți să-ți trimiți publicația sau, mă rog, articolul la jurnalul respectiv. Și asta, pentru că nu ai factori de impact mare, te afectează în viitor când apelești pentru granturi, fonduri, proiecte europene. Un Eu cerc așa, vicios. Dar există foarte mulți bani de la Uniunea Europeană pentru infrastructură de cercetare. Și de asta azi mă duc și vă zic, punem țara la care. Eu mă zbat um, să obțină tot ce le lipsește în, pe partea asta de cercetare care mă vizează și pe mine în mod indirect. Dar în rest, infrastructura pe care am găsit-o e, cum vedeți, în vest. Mi se pare eu când am intrat aici parcă am intrat și aveți și parcă aici e super mi se pare foarte foarte bine gândit foarte bine dezvoltat și progresul se vede și să sperăm că progresează și mai mult în viitor. Eu am speranța asta. Vă gândiți să reveniți de tot în România la un moment dat. La un moment dat da. Acum nu cred că e cazul pentru că vă și zic de ce um, pentru că există o lipsă de predictibilitate din punct de vedere economic, fiscal, dar și din punct de vedere al cercetării. Și vă și zic de ce. Tu nu poți să ai, ca și țară, un guvern sau, mă rog, o conducere a țării care îți schimbă legea educației de 15 ori în 15 ani. Și atunci, dacă tu nu ai predictibilitatea asta din punct de vedere al cercetării dacă eu nu știu că în șase luni am un col de proiecte sau nu am um, fonduri să susțin cercetarea atunci nici eu nu o să fiu dispus să fac cercetarea asta că nu efectiv nu știu ce o să se întâmple. Uh, avem și lipsa asta de viziune la nivel guvernamental vis-a-vis de cercetare. Să vă dau un exemplu uh, dacă îmi puteți spune cât credeți că cheltuie România pe cap de locuitor în cercetare? Puțin. Pu e răspunsul corect, dar așa, un, un număr absolut. Cât? Nu știu, chiar nu știu. 18 euro pe cap de persoană. Cel mai mic din Uniunea Europeană, până și Bulgaria ne în trece. Să nu mai vorbim că Elveția cheltuie în jur de 1000 de euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Și aici vorbim de cercetare în general, nu vorbim general, doar de cercetarea da. în domeniul farmaceutic. Și atunci tu când nu ai viziunea asta a cercetării și nu ai mentalitatea asta a cercetării, pentru că în fapt și în, în realitate, cercetarea e o, un mindset. E să fii curios, să pui întrebări, să-ți pui întrebări despre lumea din jurul tău. Și atunci, dacă tu, de la nivel guvernamental, n-ai viziunea asta și n-ai teme de cercetare, e foarte greu ca un elev, un student să știe că se poate face cercetare și la noi. Și atunci, lipsa asta de viziune, de ansamblu, e ceva cu care eu nu, mă, nu suntem aliniați și atunci am problema asta. Pentru că lipsa asta de viziune clară, ce vrem să facem noi ca și țară din punct de vedere al cercetării. Dacă noi am avea câteva teme de cercetare, să zicem că facem dezvoltare de molecule noi, facem cercetare în IT, facem cercetare în nu știu ce, atunci toți banii ăștia s-ar duce în um, centrele astea de excelență, unde se face cercetarea respectivă. Și atunci noi avem viziune clară ca și țară pe ce vrem să ne axăm noi. Dar când ai oameni la conducere pe care nu i-aș pune să-mi conducă niciun SRL, n-am ce să discut de viziune de viitor și viziune la nivel macro. Și atunci cercetarea se face um, la nivel așa mai micro, la uh, nivel de universități și nivel de, de proiecte pe care Ministerul Educației le pune la bătaie și proiecte europene, dar nu e, nu e așa clar, știi? să-ți dau un exemplu, eu când îmi făceam doctoratul, grupul nostru de cercetare avea o temă de cercetare care era dezvoltarea de medicamente noi din contextul ăsta in silico. Și atunci, toți doctoranzii, studenții de master și așa mai departe, își făceau proiectele lor, erau în tema asta specifică și departamentul și facultatea avea trei teme, să zicem. Chimie verde, deci mai puțin solvenți, mai puțină energie folosită. Partea asta de dezvoltare de terapii noi cu molecule mici și partea de chimie supramoleculară și ADN acizi nucleici. atunci toate grupurile astea de cercetare erau aliniate pe aceste teme și știai, avea o predictibilitate, că eu dacă vreau să mă duc în grupul ăla de cercetare, o să fac, o să lucrez pe aia, pe chestia aia, pe aia vreau să mă acces. Așa, dacă odată la șase luni am un proiect pe, să zicem, nu știu, pe șoareci, următorul pe plante medicinale, păi, ca și ești, ești pierdut, exact. Unde vă pot găsi uh, studenții, sau unde ar putea să ia legătura cu dumneavoastră, nu știu, pentru când mai aveți prezentări, sau când mai aveți diferite evenimente, uh, și din zona aceasta de mentorat, pentru că sunteți uh, pentru ei un model și sunteți și foarte tânăr, dacă <laughs> îmi permiteți. Da. Și atunci, cu siguranță, văd în dumneavoastră un. Uh, o motivație de a merge și ei mai departe, de a continua și de a ajunge și ei cercetători cu rezultate remarcabile. Pot să mă găsească pe platforma asta Biomentor Hub, cred că acolo am și adresa de e-mail, dacă nu mă pot găsi pe LinkedIn și ăsta e un pe care îl dau tinerilor cercetători să-și facă profil de LinkedIn pentru că E super folositor pentru a vedea ultimele noutăți, pentru a vedea oportunități de lucruri, burse, poziții doctorale, postdoctorale, mă rog, de master și așa mai departe. Um, mă pot găsi și acolo, mă pot găsi și pe site-ul companiei noastre, Molecular Forecast, am acolo, s-ar uh, putea acolo să n-am adresa de e-mail. Dar uh, eu sunt la CGMF în fiecare zi până pe... 3, nu, 30 e sărbătoare. Deci până pe 29. Sunt în fiecare zi acolo. Poate să vină să vorbească, vorbim despre orice, nu neapărat despre ce tare. despre, nu știu, cum am ajuns eu în Canada, tot felul de chestii. N-am -am nicio, nicio reținere față de aceste lucruri. Ne bucurăm foarte mult să vedem această deschidere din partea dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit la UMFST, pentru că ați participat la emisiunea noastră și vă mulțumim pentru toate, toată povestea pe care ne-ați spus-o și pentru toate sfaturile pe care le-ați transmis studenților și așteptăm o altă ocazie pentru a ne revedea. Și eu vă mulțumesc foarte mult de invitație și de discuție și de. Să vă zic sincer, de cadru foarte cald pe care l-am întâlnit aici. Sunt, am fost plăcut surprins de deschiderea și a și a profesorilor, și a, a tuturor, studenților. Sunt, sunt foarte mulți interesați de domeniul acesta. Chiar nu mă așteptam, vă zic sincer, pentru că e un domeniu în care în România nu excelează. Și sunt foarte mulți interesați. Și atunci eu cu cel mai mare drag, zic, vin și fără nicio reținere, fără nicio problemă, ajut cât pot, cum pot, pun la bătaie cunoștințele și contactele pe care le am ca să putem face și în România partea asta de dezvoltare de molecule noi. Și poate că după această discuție, după acest proiect pe care l-ați avut la UMFST, poate că vor mai veni și alți studenți interesați. De acest domeniu. Eu sper și sper uh, în urma acestui uh, program de mobilitate uh, sponsorizat de guvern. Mulțumesc foarte mult cu această ocazie. Uh, să vină și alți cercetători, să fie interesați, să vină să ajute. Sunt mulți, știți că sunt atâta cercetători români în diaspora care vor să vină să ajute și la un moment dat te întreb cum, cum pot să vin eu să fac acest lucru și sper că această vizită să dea mai mult Un impuls. Da, exact. Asta e speranța mea. Și eu vin aici cu cel mai mare drag, mă simt ca acasă, vin cu cel mai mare drag și în viitor, fără nicio problemă. Mulțumim foarte mult încă o dată. Vă mulțumim și celor care ne-ați urmărit și ați rămas cu noi până la finalul emisiunii, până la următoarea ediție, toate cele bune și la revedere!